Cine se va botăza, se va crede, se va mântui. Așa și Sfântul Cuvintenii. După turnarea care s-a făcut până la voi o vremă, a fost mare privoare la Sfântul Ortodoxie. Sfântul Cuvintenii, cu toți preoții care erau turca, s-a dus la mănăstirea Neațului, la icoana Maicii Domnului, unde am mărturisit de tot mulțime bine de credință adevărată. Când a venit icoana, am urmat puței. Și de cam pune puței la mare icoană, sunt chiar și alți sfinți care au murit cu pușcării. Au trecut oamenii creștini aflat în pușca în credință adevărată. Iar Sfântul Cuvintenii, omul Dumnezeu, atunci cât a putut, credința adevărată. Și atunci când a văzut că toți au început să se turmure, eu s-a dus la Ierusalim. A fost un Sfântul Domnului. A primit Maica Domnului de Cuvântare, se ecoana Maică de Sfântul Gheorghe, de la mărățirea lui Gramu, prin care a făcut să se facă mare și plâng. Părinții date ce-a dus la Ierusalim. Apoi patriarhul i-a primit și la casa bisericii lângă Sfântul Mormânt, vieții de aprim, se împărțească cu acești oameni care căutau lumina de adevărată și nu cărbunarea cum a făcut la mulțumesc. Efectul că nu se jau în rătutie, Maica Domnului este autopărită cu Patriarhului. Să viață la România Sfântul Cuvintenii. Poporul România plânge că n-au fost eu. Au rămas fără păstor. Și atunci creștinii și adevărat în România, o lumea pe Maica Domnului, România, creștina Maicii Domnului, toate pentru cuvântările care avem în țara noastră, toate pentru mântuire. Am plecat cu păstorizare. Au început în România care s-a făcut prima rând în Bisericul Rădăne și intrat în părți și în aceea cu frunte la greu și așa la părima. Și atunci a dat la patriarhul care era să rămâne pe nume, iar s-a făcut al cinezii preoții, toate laicile și creștinii și adevărat. Ți-am părinții Pavlu, care de-a nevăzut a murit în pușcărie de Orfeu. Când a venit și când a fost un împărăt voi ajuns la preoții, pe Sfântul Cuvintenii, la șezeri la dreptul la ciuc, la condamnat la moarte, că au zis că dacă pe ăsta nu mă omorâm, nu scăpăm de zilele. Și dacă nu mai ca Domnul a scăpat, și a venit la toate pătrunile și a căpătit zanii, până în ce până în voi. L-a văzut pe Sfântul, care trăgea în jurul din icoană la vale, și atunci trăgea și pe icoană, și atunci cer să dau crucea, ca ei să se poată mărăsirea Sfântuara, și mare ca Sfântul avea cu cercea călăciorului. A început mănăstirea să se oară. A început iară prigoanele și i-a lăsat pe toți preoții și așa mână. Dar în continuare de Maica Domnului, văzând credința lui Sfântul Cuvintenii, a avut arhiereul și creștinii bun pe lângă dânsul și au început iară să facă mănăstiri după rânduri. Marile care au fost, dar în continuare Sfântul, așa se spune ca omul hotărât al lui Dumnezeu. Nu mergea
apa drumul. Să zicea, n-am răsturat să ceva. Dar așa să strâng de mine. Luați acolo mergea parte și la mai mult mai cu tine. Deci eu sunt acela care l-am primit pășunul cu ele, și la mănăstire. Și când l-am văzut că este pășun, m-a chemat și pe mine și a spus, ești acum o mâncață pe mine, hirotăria ta și eu. Vrea să ți eu nouă. Eu am făcut la lat, uși, ca de zice lor. Pentru că am făcut o mormântare la covarmă. Și atunci mi-a dat la Dumnezeu o șurie. Chiar și în lor, care ca în cruș, că nu știa să ia la șurie. Și așa cu îngerul. Așa sunt că eu grav am făcut la lor la lăzit. Și în 64, după 7 ani de zile, a venit secretul și a întâmplat tot că l-a fost condamnat la primit. Am venit și eu, de Sfântul Mâncherea Marcinescu, Mănăstirea Cărnățel, care a trecut acum 60 de ani de când sunt acolo, dar cu ea să fiu aici la Mănăstire, să întâlnesc în Biserica Jordană. Cu timpul, dacă am vrut să fiu în tine, dar am făcut păstrăteți la tine. Am vrut el. Și atunci am rămas eu, că l-am făcut pe plasă și pe gherea, artilerie. După acest an, am rămas în vezi. Și am rămas eu și cu toți cu mitropolit. Eu n-am primit greutatea, că era și bolnav, și eu îmi trebuia mie. Și cu ajutorul creștinilor, a chemat la cerere în Grecia și în America, și l-a hotărât să face cu creștinii pe poți de primăria lui Dumnezeu în fiecare dată. Vreau aveți bine, ani de zile, m-a scurcat cu Consiliul. I-am dat voie să se facă asilenție preot, numai cu aprobarea mea, n-am dat voie să facă asilenție. Iar după câțiva ani de zile, nu mai ținea cont blase de lume. Nu mai ținea la Consiliul, mergea la Palagrocul. Și atunci vă zic, arsierenilor și simpreoții și chiar și poporul și l-au întâmplat și nu mai vinea la ședințe de lui. Și atunci mă cărăt, că dacă vreau să ne dau o răspunsă și dau, și nu te ne dau că sunt în policiere, eu și până la cea că nu vrea. Spune în această vânt dacă e el făcut de Dumnezeu. Și am aici o poză, fotografie și se vede cum ne plecam în fața poporului. Eu cu generatorul ce vezi aici de față, în alții și față, care l-a spus că sunt nu a făcut, numai apart de mine, păstrul că el n-a mai făcut ca a dorit în drumul. Dacă am văzut că nu mai ascult, dacă m-ați separat, care am acelerit, care sunt martă, ultima fiind mi-a spus, ai grijă, ai grijă că suntem acelerit. Nu! Și atunci s-au acelerit cu acelerit și când cine se adevărat și l-am scat să rezit și să ducă cu minciuna și cu altă lucru urâtă, că nu nu corespunde cu Dumnezeu ce-a adevărat. Și acum, de-aia vreau să vă spunem că Sfântul Sinod, Mare Sfântire, ca să merg la mai departe cu Biserica Adevărată din Sfântua și toate bisericii, ca atâta voastră care sunt în creștine în orice și al Dumnezeu, să ne ajutați, că sunteți niște noi care lasă ca câinii la lucră,
cu așa mărăție să fiu oameni, cu așa cerere și drăgilor, care să nu ia cumva fraților, că ea n-au nici credință, n-au nici apele și n-au nici familie cu părinții noștri. Și atunci să înțelegem zile. Eu ce să vin eu cu lor cel mai bătân, Sfântul Sinod a luat în conducere mănăstirea Sfântioara și toată mănăstirea din zilei din țară. Să se ca sigurat că fiecare la cele oare conducerea lui și s-au împărțit în mașini. Preoce tărbire să-ți facă datoria. Și atunci, fraților, să fim asigurați și noi și lumea voastră că ne vom mântui ca să știți și dumneavoastră mănăstirea Sfântioară și toate mănăstirile din toată lumea sunt al doilea Ierusalim. Fiindcă Sfântul Mântierii toată ziua prinsa la Maica Domnului. Nu ne lăsăm Maica Domnului și nu ne-a lăsat fraților că Maica Domnului l-a desfășurat în Mântierii. Maica Domnului a fost în conducerea într-o țară sfântă. Aici este și creștinii adevărați care au păzit ortodoxia curată. Armata noastră românească ne-au făcut cinste în România prin credința noastră ortodoxă care bat vema noastră, a rămas credința noastră și ce a găsit toți ostașii și să zică că toți Dumnezeu care au auzit pe prop, aia sunt mucerii, iar care au rămas în continuare, noi creștinii trebuie să zic în mântorie, ca fiecare ostașul spune să nu vadă, să răspundem că el pădește vezea Dumnezeu. Vă ascultați acestea lucruri, ca să nu mai fie niciună ce dumneavoastră. Să nu credeți mă din genunchiul. Eu v-am arătat actul că blastă este făcută în ele și genunchi că de ce toți au murit. Și creștinii s-au fost atunci greșii și americanii uitați, care nu i-au lăsat să facă nimic, să nu zic că i-a făcut lui. Fiește pe hirătorii. Dar și rei în orice care sunt în păcătoare. N-avem voie tânsul să tânure. E pe scapară, are dreptul să se duc o ceva, să se mântuiască, dar să nu facă tânurarea bisericii. Că la biserică am organizat. Și până la urmă, ce mă prind, ce mă prind din la voastră? Ca toți arcierii noștri, toți preoții trăbiri și cu de la voastră, respectați, se lăsați postul. Acum e postul și din la postul. Arcierii și preoții se mărturisească, se împărtășească și se crească și să crească pe Vicul și Dumnezeu. Vă asculți acestea lucruri, fraților, plauzică pe astăzi. Este în fața Maicii Domnului și fața celor 700 doarte, care vede în țara noastră o credință bună, om Dumnezeu. Adevărat. Așa că ne-am văzut la Tată și ne lucrăm să Dumnezeu toți au cuvântul. Și toți arhiereilor și toți să-și facă datorie. Iar ne va să ascultați în continuare că vorbim zice cu noi Mântuitorul a binecuvântat noastră Maica Domnului a zis că face mare că Sfântorile ne-a binecuvântat țara noastră. Noi, în mănăstirea Sfântului Munte, toate mănăstirile sunt viitori adică face mare care a fost biserica. Iar la Elisabet este adevărată de Sfântului. Sfântul Mântuitorul, cu toate lucrurile, se roagă pentru mântuirea noastră, să avem o credință și o motiv. Și acum a spus un Mântuitor, nu pot să mă întreabă la Ierusalim, ce pot să nu mă întreabă la Cânta de Mânață, ca să avem sfârșit. Fiindcă la sfârșit ne spune Sfântul Mântuitor, vor fi creștini buni, care nu vor vedea moartea.
ale care sunt aceia care ține șapte și fermitarea orașului, aceia care sunt prăjunați, aceia care crește ca fiul lui Dumnezeu, monașii și mașinii cu mănăstire de Sfântătoria. Autorități ne ascultă și le se răspunde cu ceapte. Și aia ne mai dat Dumnezeu și spune-ne în ziua cei și cea de vrea. E ca spostii, v-ați făcut ca curiață creștii. Veniți în părăția cerului, că mă știu să părăția cerului, pentru că de acela se va întâi ca deși animal. Și acest câmp care știți pe asupra noastră, să știe gura, că în biserica a lui Hristos, orice viață nu poate să trăiască. Că vrea totul să dă tate și să învăță să știu la postul, mărturisim, să ne împărtășim, ca Tatăl Duhul Sfânt, prin rugăciunea noastră și atâta voastră, și ce pace în lume, pace în mănăstiri, autoritățile sunt pe viața în sănătate și în mântuire, iar când vin și-am văzut astăzi, să fie de Dumnezeu via sănătate și în mântuire, ar fi de și-a Dumnezeu, la mântuire. Să trăiți, să trăiți. Amen.
Am ajuns la pomenirea Sfântului Raul Ghele Mărturisitorului.
demnăstem pentru cuvântul de învățătură pe care l-ați ascultat cu toții. La binecuvântat Dumnezeu cu această vârstă înaintată de 96 de ani și ne bucurăm că este în mijlocul nostru cel mai bătrân dintre arhierei, care este și chirotonit de Sfântul Ierarh Licheriei Mărturisitorului. Nu avem cuvinte de mulțumire să mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat, în primul rând, o vreme bună, nici la cap, nici la plic. Aseară a dat Dumnezeu puțină ploaie, care a fost ca o mană cerească asupra mănăstirii noastre. De aici vedem că Sfântul Ierarh Licheriei vechează deasupra mănăstirii, este împreună cu noi și se bucură atâta de mult pentru că am ajuns și am sărbătorit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în cinstea lui Dumnezeu și în cinstea Sfântului Ierarh Licheriei Mărturisitorului. Viața Sfântului Ierarh Licheriei Mărturisitorului v-a povestit un an de Sfântul Micropolit de Moselea. Eu decât trebuie să mulțumesc tuturor, în primul rând în aprea Sfântitului Mitropolit de Moselea, pentru cuvântul frumos de învățătură, mulțumim prea Sfântitului de Arhierei, Sfântului Sinod al Bisericii noastre, care v-a avut dragoste și a venit să slujim împreună Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Mulțumim preoților, călugări și preoților de mir, care au avut dragoste și au venit la Hramul Sfintei Mănăstiri. Mulțumim tuturor credincioșilor care ați luat parte la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Mulțumim autorităților de stat, centrale, locale și județene, pentru sprijinul de care l-a acordat. Mulțumim Jandarmeriei Române și Poliției Române pentru buna desfășurare a Hramului și mulțumim lui Dumnezeu că a fost pace și liniște și fiecare creștin și-a văzut de treabă și a ascultat cu credință și cu evanghelie și cu dragoste Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Pentru că Sfânta Liturghie, iubitul credincioși, este cel mai mare dar pe care ne-a lăsat Dumnezeu împărtășirea cu trupul ce se dea Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Când Mântuitorul nostru Iisus Hristos se jertfește pe Sfânta noastră și de acolo cu toți ne împărtășim cu trupul ce se dea Mântuitorului și frățile voastre v-ați împărtășit în timpul nevăzut, toți care ați luat pace la Sfântă și Dumnezească Liturghie. Bunul Dumnezeu să vă plătească dragostea și osteniala pe care ați plăcut-o și ați venit din toată țara la această mare sărbătoare a Sfântului Ierarh Licheriei Mărturisitorului.
Dumnezeu să mă dea sănătate și iertare de păcate și toate cele de folos spre mântuirea sufletului. În continuare vom anunța sfințirile care se fac în această vamă. Sfințirea Bisericii din Gonzești, Pașcani, județul Iași, data 25 iulie, stil vechi, 7 august, stil nou. Sfințirea clopotului la Mănăstirea Roșilor, la Părintele Stare Zvarnava. Știți că a pus un clopoțel mai de 10 toni și vrea să-l sfințească la data de 18 stil vechi, 31 iulie, stil nou. Sfințirea Bisericii de la Rădășeni, data 29 august, stil vechi, 4 septembrie, stil nou. Și duminică, care vine, la Preasfințitul Sofronie, are hramul Sfântului Adviciere Mărturisitorul, care imediat după hramul de la Sfântioara, în prima duminică, se face hramul Sfântului Adviciere Mărturisitorul la Mântura. De aceea mulțumim tuturor și care aveți dragoste veniți la aceste sărbători, la aceste sfințiri, și la hramul Preasfințitului Mișorului. Bună Dumnezeu și la Dumnezeu, Monseniară, să trăiți la mulți și fericiți ani! Trăiți! Thank you.
Acum trebuie să zic o scăută, să o tu.